Acum intră. Da. A intrat unul. Da. Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod de Hizzy King of the Kill alături de Ovidiu. Bună dimineața! Hai aici, boss, că am eu aici, aici pe Grove Street. Aici am Grove Street? Da. Sau la EDC, adică și aia aveau tot așa. Mamă. Mi-am dat ciocolată pe mouse. Hai, 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 vii, vii, vii și tu? Pică cine, cine pică? Tu pici. Bun. Nu știu, a. Mamă, ce frumos am încăsat. Hai că sigur vin toți acum pe noi. E pont, e pont. Nu, că-s goale. Deci în asta nu-i absolut nimic. Mă, eu am prins un backpack și un pistol. E doar un backpack. Suntem aici în, în Grove Street, să-mi bag piciorul de seamănă. Bă, dar nimic, nimic, nimic bun. Eu am găsit acasă și shotgun. Uite, arăt, 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 arăt. Să fii cu ochii în 10. De ăsta în 4. Nu e nevoie că mai este numai 50 de player. Mamă, e bine. Eu i-am bătut, dar n-ați fost atent. Dați înapoi un pic. Medkit pe jump, pac. Am cel din medkit-ul? Hai să stăm acum, bă, să ne apropiem, să stăm lângă altul, că... Ai backpack? Your life. Normal ca... De la roz încă. Aoleu. Hai mă, deschide ușa, mă. Avem orașul în stânga. Nu mai știu în care am fost și în care nu. Hai, salutăm unde da. E același loc. Eu mă duc în mijlocul străzii. Da, e pe aproape, ce-am zis eu, hai, salutăm unde e același. Asta, bă, asta e bine, ne coordonare. Bă, dar unele sunt mai mari. Mhm, am văzut și eu. Mă duc și eu în următoarea, știi că să ne... Dacă ne-o luăm, să ne-o luăm pe rând. Bă, uimă că nu-i, mă... Mai mari, am găsit și eu shotgun. Ceva, 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 medkit, medkit! Medkit, nu. Mă, dar te ține tot timpul în priză jocul ăsta, că nu știi de unde ți-o dă unul. Te aud pe tine, în nu priză. Știu. Am în ștechier ăsta. Hai. Am făcut și eu gluma. Iară mă, iară medkit, exact tot așa pe geam. Stai pe geam după medkit. E bine că eu n-am niciunul. Eu am 3. Ai zis că ai unul, bă, ce minți acum? Am AK și shotgun, atât am găsit. Aha. Gloanțe de shotgun, o grămadă. Hai, 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 aici, unde ești? Bă, tu în ce direcție mergi? Mai caut încă să. Mamă, mamă, mamă. Păi și noi mai știm. Noi mai știm în care am căutat? Bă, eu știu. Da, mă gândesc. Serios. Mine asta cred că am mai căutat. Nu, că ușa e închisă. Dar oricum nu-i nimic în ea. Papuși de aia buni. Ce? Cum au făcut ăștia aici? Mamă. Tot dracu. Nu poți să intri pe partea, eu am făcut-o. Să că te mor. Înseamnă că aici e ceva bun. Poți să te mor. Da, chiar te rog. De bea aștept. Uite, iară acă. Bă, dar lasă, bă, a, uite, acă. Am găsit și eu. Am 4, ba nu, am crezut că mai găsit iară medkit. Eu numai unul am găsit. Mai sără. Mai să facem și noi ceva, mă. Să-i rupem, mă. Păi se rup singur, nu vezi? Ziseam că avem o grămadă de loot și murim direct. Probabil. Bă, 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 ăsta e a mea, bă. Ăla-i tate. Ai luat gloanțele, eu am luat armă. Ce Caterinca ești? Eu îmi dădeam medkit din greșeală, mă, că mă bate tastatura. Mă, nu uite, încă nu pot să... Pai, ce prost ești, acum mi-a uitat înainte. Pan. Nu, stai că aici am mai fost, că e deschisă. Aici am început. Da, da, da. Da, deci le-am cam lootat pe toate, să vedem. Te stai că aici nu ai lootat. G4. Hai că avem de mers ceva. Da? Nu, hai trebuie bun. Trebuie să mergem sub. Dar n-am cască. Ai văzut vreo... Lasă. Oricum îți iei headshot. No, bun, hai. Hai sub. Nu, 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 hai numai rulot asta și gata. Unde? Ai fost, ah. Ai fost în rulot asta?
Nu, dar nici nu cred că merge. A, nici nu merge, mamă. Înce... Poate merge din casă. Nu. Ba nu, nu prea înțeleg. Păi e ceva în ea aia, că sunt curios. Oh. Păi e un medkit, bă, deci trebuie să poți intra cumva acolo. Da, și murim încercând. Hai mă, lasă-mă. Poate e o capcană. Poate e o capcană făcută de joc, nebunule. Hai, lasă. Hai, în sud. În sud? Da. Acum vin... Bă, 29 remain. Marș! Deci asta... Hai, că ieșim și noi în top. Trebuie să ne chinuim la asta. Deci avem locul... 15 deja. Matematica, uau! Hai să dau 10 secunde să calculez. Te gândeai, bă, 14 jumate sau... Ambulanța? Nu știu că nu în spatele tău. Da. M-am speriat. Bă, de eu n-am cașchetă. N-am cașchetă. Știi cum îmi dă capitanul? Poc, direct. Uite, încoace, sud, sud, vest. Ăla-i, sus, sud, vest. Așa m-am gândit și eu. Bă, în 35 hai secunde. Tu ai păpuși din aia de speed? Da. Bă, că eu n-am. Deci înseamnă că tu... Ne cam ia gază. Înseamnă că tu mori primul. Nu-i nimic, am 4 medkit-uri și tu n-ai niciunul. Am unul. A, păi atunci e lejer, mă. Nu mai cred că o să fim la link. Nu mai avem timp, nu o să luptăm. Nici în cadă. Ne și prinde gazul, să vezi de nu murim. Mamă, 25 au rămas. Cred că locul 15 luăm. Măcar să intrăm în top 10. Păi nu mai știu, cred că cel mai ok am ajuns pe locul 10, sau ceva genul, cu fratele meu. Cred că da. Uite mașină. Și eu pot lua? Păi pare de poliție, astea merg late, nu? Da. 2 secunde, că aici e cașchet, asta este. Hai că te aștept aici la poartă, la poartă, da. Pala mea. Am mai prins un medkit, da. N-am prins, hai, de. Asta e viața. Mamă, cu mașină! Ia. Mașina! Acum nu mai bubui eu, că o conduci tu, o bubui tu. Uai, de unde poți să ieși din ura? Dăi! Ia uite-l. Pe cine? Pe nimeni. Mai speriam. Cum se duci? Oricum dau pe ei dacă ar fi ceva. Stai că facem o manevră. Mamă, pum, bine, bă, s-o spart înainte să ajungi în el. Așa a apărut la mine. Asta e manevră. G5. Bine, mă, poliția. O ardem ca poliția. Ui, bă, ce fain, l-a făcut să-ți apară fuel, ceva, da. Unde suntem? Suntem bine? G5. Suntem pe dracu. Că nu. Dar totuși putem face o oprire mică. Aici murim, e clar. Și vedem totuși niște benzine măcar. Iară medkit, mamă, câte medkituri am. Mă gândeam că găsim niște benzină aici la benzinărie. Nu. Aparent nu. Nu e atât de bine gândit jocul. Și acum ați dat direct bombă. Hai că să aici niște păpuși de aia să fuși și tu. Dar nu vreau păpuși, vreau fucking din aia, cașchetă. Nu o găsești. Acolo. Uite aia galben. Da, o cașchetă ceva. Lasă că... Hai. Dă-i bice! Bravo! Foarte bine, mă. Îmi place, mă. Bă, dar ce fain, au făcut străzile. Da. Chiar sunt reușită. Și chiar poți merge cu mașina. Wow! Înainte nu prea era controlabilă. Ba nu, că era ok și înainte. Dar TV-ul ăla n-ai nicio șansă să-l conduci. Bă, 21 remain. Mamă, deci trebuie, bă, să jucăm cât mai șobolan style. Bine, bravo. Cât mai șobolan style să jucăm, știi? Pac! Încercăm. Pa,
Da, trebuie să renunțăm la mașină. Da, uite, rulotă, rulotă merge în față. Bravo. Bun. Bravo. Aici, hai să vedem dacă găsesc o cașchetă. Hai, mă. Uite. Un backpack. Pana mea. A, pe goală tabăra asta. Iară backpack, fai. Asta, bă, că o să conduc eu, bă, la bani, conduc tu, că... Chiar vrei? Nu, lasă. Nu-i de mine. Am unde suntem? F7. Mamă, F7, este bine. Mergem un pic sud și găsim ceva așezare. Du-te, du-te acolo să vedem dacă găsești și o cașchetă. În căutarea cașchetei. Ia uite, în dreapta, 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 fă dreapta, 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 dreapta. Nice, aici e locul unde murim noi, cum adică ce e dreapta? Ia uzi, da, că am auzit ceva. Ce-mi place cum cobor din mașină, vă zici că mă teleportez. Uite, acă. Acă, da. Ia tu medkit-ul, că și așa am 700. Bă, da, o fucking caschetă sau... Mamă, n-ai cum, bă, să nu fii... Medkit, l-am luat. Bă, dar nu... Cum colectez tu medkit-urile? Nu, e una. Nu vine să cred, jur că nu vine să cred. Cum e posibil? Hai să plecăm. Backpack, dacă vrei. Hai să plecăm. Ia să-ți iau backpack-ul ăsta. Mă uit pe aici să nu vină inamicu. Micu, micu, inamicu. Cred că am zis chestia asta în vreo 4 episoade cu micu, micu, inamicu. Hai, ceva? Bă, ce? Oh, s-a pus zona. Suntem F8. F8, suntem bine. Da. Bă, ce-i nimeni pe aici? Se auzea ceva ciudat. Mașină. Hai să murim și noi aici. Îți dai seama că mare. Toți ne-au văzut că am venit aici. Aia, e pe asta. Doamne, ajută să văd și eu, să găsesc și eu un head ceva. Incredibil, bă, dar nu ui, bă. Și înainte cât, mă. Și la început știu că a fost, dar nu l-am luat eu, că am fost prost. Nu vine să cred. Uite, shotgun. Da, sper că ai luat cheile de la mașină, nu? Le-ai luat pe dracu. Nu, no. Dar pe oricum suntem bine, poate să fure. Bă, dar vreau și eu. Că mai târziu, urcă mașină. Dar sigur a lootat cineva aici. Stai să încerc cu ceva acum. Crafting, armor. Vrei să creezi tu? A, vrei să faci armură? Da, dar îmi trebuie căști și mie. Îmi trebuie una sau două căști. Una sau două căști? Hai, merem în oraș. Îmi trebuie una sau două căști. Uite, uite, casca, casca! Casca! Da. Nice. Da, ideea nașpa? Da, dar păi nimic e bun? Noi n-avem o armură, mă, ceva. 18 ori rămas. Asta căutam. 18. Deci suntem în top 10 deja. Mamă. Aici e periculos, ai colo pe aici, printre blocuri. Da, bun, hai să stăm un pic aici lângă Dacia asta, noi nu-i Dacia, da, seamănă. Hai, ia cheile. Dacă știu cum. Pur și simplu, le tragi la tine în inventar. Hai să urcăm pe aici. Da. Să vedem. E ceva pe aici? Rămânem aici cu ocazia asta. Că avem cam ce ne trebuie. Armură dacă o găseam. A, pe asta e viața. Oricum murim tot așa. Da. Uite ce fain stăm aici. Șobolan style. Din blocurile astea nu ne poate lua. Deci trebuie să ne uităm încolo și încolo, atâta două direcții. Șobolan style. Poate urcă ăștia. Aia, ceva și aia. Da, nu că îi auzim oricum se aud. Dacă da, testa... da, se aud când ne dă cu shotgun-ul în cap. Jos shotgun-ul. Cu violență. 15 rămași. Ești prost. E foc, suntem perfect. Poate câștigăm și noi cu șobolan style. Hai că încercăm. Oricum nu cred că o să se uite nici dracu pe o clădire să vadă dacă stă cineva la pândă. Ia-o zi, în stânga. Cineva în oraș, da.
Către... Nu, eu din nord. Dar nu stai chiar așa în colț, că poate te vede. Stau așa lângă ăsta. Bă, nu-și dă seama că-s eu sau... De asta e să-mi dau eu ăsta jos, mă. Ce? Mi-am dat tricoul jos, că e prea galben. Rucsacul meu e roz. Păi, aruncă-l, fă-i ceva. Na, nu, că nu poți să-l schimbi. Trebuie să intru în setări. A, ne las. Aveam eu două, stai. Păi și eu am unul, dar automat îmi pune schimb. Da. Nu, dar voiam să le dau shred, la asta mă refeream. Degeaba, că n-am căști, caște. Mă, ai nevoie de medkit-uri, eu... Am primit și eu mesaj. Am două. Da. Eu am 5. Nu o să le folosim, stai că... Și am 15 bandaje. Bandaje am numai 4, am... Două medkit-uri, Păi aia este să-ți iau măcar niște bandaje. Drop. Nu-mi dau seama câte medkit-uri am, că am numai unul. Drop. Ia și tu bandajele astea de pe jos. Văd dinspre est-sud-est că vine gazul, dar nu sta în picioare, te rog. După ce ești roz. Din greșeală. Păi încă suntem bine, nu contează, suntem chiar în oraș. Sper. Deci, ia să vedem, benzineria. Uite, vezi, benzineria din F8 e pusă pe hartă. Deci noi suntem în nord-sud, în vestul ei. În vestul ei, nord-sud-vest. Da, deci suntem unde începe perfect. Să scrie acolo Cranberry, vezi? Cranberry, Mortions. Unde se termină, bă. Da, unde se termină, am vrut să zic. Da, Y cu de la Cranberry. Ar fi fain să vină unul de pe munte cu sniperul acum. Da. Direct la în cap, să-ți seama, oamenii se duc după drop-uri și din alea și noi ne ascundem ca șobolanii. Cred că putem să mâncăm. Stai. Îți mai dau un medkit. Hai să ne omorâm între noi, că am ajuns în top 10 deja. Ai sictir. Ia mă, medkit, tu mă, nu-l vezi lângă tine. Era prea mic. E cât tine. Ia să, băi, ne uităm cu binoclu, bă. Fii atent, tu uită-te în nord și eu mă uit în est, că sunt mai aproape de est. Deci dacă mă din spre nord, te înjur. Dacă mă din spre est, mă înjuri. Dacă vine pe scări, suntem buți. Dar nu mă pot uita că e prea mic. Mai rău fac dacă mă uit cu ăsta, mai bine mă uit pe M4. 12 rămajă. Bă, măcar adică să fim pe locul 3 măcar m-ar fi genial, că cred că și pe locul 3 primești ceva. Oare să mai dau dropuri? Nu știu, cu 1, 2 și 3 primeau. Chiar nu știu, bă, nu mă, că și top 10 lua, mă. Și la echipe top 5. Da. La echipe top 5. 1, 2 și 3 luau ceva mai interesant și de la 4 la 10 luau un suculeț de la D003. Mhm, parcă da. Șobolan style! Bă, dar n-am văzut niciun inamic, mă. Da, cum îți eu cu căciula asta pe cap. Cu skin-ul ăsta. Vezi că și pielea mi-e de aceeași culoare. Zici că ești magician. Arăt exact ca un de la din Counter. Un terorist. Așa e fața, fața aduce mult, da. Da. Noi, mă. Scalaș. Ce se întâmplă? Da, cred că toți joacă șobolan style. Îți dai seama. Măi, fain să și joci așa un pic, că teoretic asta, cum să zic, cam ăsta e conceptul jocului, să te ascunzi, să reziști, să... Nu neapărat să eu mor pe toți, că dai de unul, ți-o dai de reglonț. Salut. Și sunt unii care... În cazul nostru. Sunt unii care trag în joc, fai de cap. Zici că toată viața, au jucat numai hit, zici că... Am văzut clipuri pe YouTube cum fac oamenii câte 40 de kill-uri într-un match. Zici că s-au născut în hit. Pur și simplu, n-apuci. N-apuci să pui ținta pe ei sau ceva și direct, bucat. Hai bă, măcar în top 5. Măcar în top 5. Mai mare unul. Bă, nu știu, că poate gândește-te, poate sunt încă
Încă, păi da, da. Încă 10 echipe, a câte un membru fiecare. Nu prea cred. Se poate. Bă, cred că suntem bine încă. De obicei care intră doi, dacă moare unul, iese și celălalt, sau mor amândoi. Cam așa, da, na. Prea de unde știi. Deci, hai să ne orientăm un pic. În est văd că e gazul aproape, deci în nord. Îți dai mai e 10 oameni, că doi suntem noi. Da. Mă, măcar să ajungem acolo, să mai fie încă 7 oameni cu tot cu noi și atunci ne putem băga și noi tare. Dar așa parcă mi-e milă să stric șansa. Pe acum încă suntem bine. Uh-huh. Chiar la intrare în oraș. Uh-huh. Mă uit pe aici jos. Mai avem și mașina aia pentru orice eventualitate. Dar nu mai știu unde. E chiar jos, nu? La bloc. Vă găsim noi. Ai luat cheia? Ai luat? Da. Ok, cum doar să așteptăm. În cât timp de drumul la gaz? A, într-un minut 50. Nu mai a murit nimeni de ceva timp. Da, s-au ascuns toți, îți dai seama. Toți și-au luat un loc, au luptat tot ce trebuie. Și gata. E fain că eu trec prin cablul ăsta. Chiar sunt magician. Nu știu sincer ce arme e mai bună în jocul ăsta, AK-ul oare sau AR-ul? La apropiere AK-ul la distanță AR-ul. Faza e că diferența între ele e că e automat AK-ul, știi? Da. Ți-a apăsat, s-a zburat ținta. AR-ul e mai precis. Da. Și cred că dă și mai mult damage, nu știu, nu sigur. Mă refer un glonț de AR. Că așa dacă e aproape și l-ai prins cu AK-ul, îți dai seama. Dar e bună ideea, știi că ne-a lăsat mașina exact la baza blocului, nu se gândește nimeni că noi suntem sus. am auzit ceva. Cred că mi s-a părut. Nu știu, n-am auzit. Eu cred că trece direct avionul pe deasupra noastră și ne dă o bombă. Ar fi ceva. Avem medkit-uri. Păi nu contează. Mor direct de la bomba din avion. Păi nu pică chiar pe tine. Nu, păi îți dai seama că bomba se dă special pentru niște player care stau degeaba. Uite, 10 remain. Nice. Da, jur că aș vrea să câștig nefăcând nimic, să-l omoare gazul pe ultimul. Uite-l pe unul în nord-nord-est. Da. Trage? Nu, sunt doi. Lasă, nu trage. N-are sens. Mai bine nu, să... Nu, mă urmărește, să nu ne tragă ei noi. Cum fug să pălani. Mai bine să știm noi, știi? Să le știm noi poziția, să nu ne arătăm poziția. Ia uite. S-o dus. Lasă să se ducă. Deci știm că doi sunt în direcția aia. Bun, eu informații, foarte bună. Cum fugeau așa bălani, parcă nu ne văd pe noi. Păi, probabil și alții știu unde suntem noi, știi? Și că, ok, sunt doi pe bloc acolo, îți dai seama. Ce bun era un sniper. Na, bine. Oare mai există sniper? Cred că da, dar doar la drop. La nici airdrop. N-am mai văzut. Da, nici eu. Ia uite că se apropie gazul foarte mult din est. Da. Și în nord. Deja stăm chiar la limită. Nu că sau? Ia fii atent. Deci gazul ar trebui să fie foarte aproape de noi când ne uităm în nord, sud-vest, est. În nord-est. Să fie foarte aproape. Da. Suntem perfect. Deci în cazul în care nu suntem perfect ar trebui să mai mergem un pic nord-vest. Da. Dar eu zic că suntem lejer aici. Acum direct bombă în cap. O trecut avionul. Bă, dar uite așa, pune-te pe Z. Nice. Mamă, nici nu știam că există așa ceva. Nice. Dar să fii first person, că vezi mai rău așa. A, pe dacă știam asta. Ce buțin. Acum suntem șobolan, stai. Păi n-au cum să ne vadă. Sincer, chiar n-au cum. Mă, dacă se uită special aici. Nici noi nu mai prea vedem, da? Bă, eu văd cam la fel.
câștigat, deci nu că, nu, 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 bombă, bombă, fii atent, bombă, nu. Ce să, a? Tot trece avionul, mă, și mi-e frică, că ne dă o bombă și chiar mi-e ciudă, deci chiar mi-e ciudă dacă stăm că... S-a auzit bomba, ai auzit-o? Da, da, da. Era fain să moară acum careva. Deci eu zic, dacă avem șansa să arate că mai sunt 5 oameni, no, nu știu, atunci ar merita să ne băgăm, dar cred că nici atunci, mă. Pur și simplu să așteptăm să-și deconspire ei locul și măcar să mergem amândoi deodată pe ei, să-l omorâm pe unul și după aia 2 versus 1 avem o șansă. Știi, să rămânem 4, de exemplu. Dar așa 2 versus 2 nu avem șansă, că nu suntem noi prea buni în jocul ăsta. Trebuie să-ți joci, să-ți joci șansa. Ei trebuie să vină la noi, noi suntem în locul perfect. Da, da, da. Ce mi-e frică că în spate mai e un bloc pe care se poate urca tot așa. Ăla e singurul în care ne poate lua. Ce scrie? Prone blocked. Ce e? Da, m-am speriat și eu când am văzut. Păi nu te poți mișca foarte mult stânga-dreapta. Ba, eu mă pot. În cazul meu de loc. Eu mă rotesc, uite-te. Eu mă rotesc. Eu cred că nu pot din cauza la obiectele da, astea. Da, se poate, se poate, se poate. Da. Ce te mișcă, cum un șopul ăla, uite cum te rotești. Noi ne rotim ca pe și vezi că murim. Vine unul, ne-a dat shotgun. Mare shotgun în cap. Na, acum, fii atent. Deci acum începe distracția. Fiți atenți. În 20 de secunde o să elibereze gazul și noi sperăm să fim în cercul ăsta. Și atunci începe distracția, că restim. Noi stăm bine și ei trebuie să vină în safe zone. Și fii atent, pont. În cazul în care chiar ne găsește locația, nu știu ce e mai bine, să rămânem sau să coborăm în forță. Sau vedem, să sărim prin spate, știi? Chiar dacă ne scade, măcar ne ascundem un pic și după aia le-o dăm, știm unde sunt. Nu știu. Vedem atunci. Adică acum. Acum vine gazul, să vedem să nu vină pe noi. Da, deci fii atent, eu mă uit. Dar nu, că nu prea are cum să vină din nord. Mă ridic un pic. Sper că nu stric tot cu chestia asta. E bine, mă, nu vine pe noi. Pare că ar fi bine. Puac, m-am trântit pe burtă. Cum s-a auzit? Mi-am dat cu ouăle de pământ. Ia să vedem. E bine, mă, suntem chiar bine. Trebuia să ne punem pe blocul ăla, la era mai bine atunci. Care, pe care? Pe la din spate, la mare de tot? Da, da, da. Da. Dar la asta acum e bine și așa. Nu, hai să vedem unde. Suntem bine. Nu pot să cred, exact la noi. Da, mă, să-mi bag piciorul. What the fuck? Deci aici e... E asta... Benzineria și noi suntem exact aici. De, în cazul în care n-ar fi bine, trebuie să mergem un pic sud, cred. Bine, mă, că gândește-te că noi suntem exact la intrare în oraș, adică unde se face prima stradă, dar nu chiar acolo, mai în dreapta un pic. Suntem perfect. Mamă, ce bine ar fi să câștigăm două. Deci în est acolo o să rămână gazul, așa nu o să mai vină. Uite, nouă. Ar trebui să se apropie puțin gazul din nord, dar foarte, foarte puțin. Uite, vezi, a rămas nouă. Da. Păi oricum în nord, uite-te că mai e loc să tot vină. Din partea aia de unde nu vedem bine. Noi hai să ne gândim unde ar putea fi ei în momentul, deci nu acum, după ce se apropie zona. Stânga, în vest. Că nu cred că vine nimeni din gaz, nu cred că sunt așa nebuni. Păi nu, că acum toată lumea e în safe zone. Deci acum azi după blocul ăsta toți. Poate sunt toți acolo, știți, asta poate ne ascundem toți în jurul blocului. Poate cineva în blocul nostru. Păi nu, că nu poți să intri în el, cred. Nu? Da, am văzut că nu se poate. De fapt, da, parcă nu merge. 8 remain. Nice. Deci suntem deja în top 4. Cum ar fi să scrie dintr-o dată 3, știi? Și să ne omoare la avea amândoi. Tot dracu că ar fi prea. Bă, cred că am pățit, nu? Să rămânem noi doi pe locul 2 și ne omorâ pe la pe amândoi. Mă, nu mai știu, sincer, chiar nu mai știu. Eu cred că am pățit și asta. Chiar nu mai știu, oricum suntem buți, dar... Na. Cine? Nu, ne place să fugim. Mă, pur și simplu am vrut să văd, hai să vedem cum e cu șobolan style, că văd că cu... Ăia nu prea merge, oricum. Cu bătaie. Nu, păi nu, ne descurcăm noi.
Deci, mai discutăm până când mai sunt 20 secunde și după aia începem să nu vorbim atât de mult, să ne să auzim așa, să ascultăm, că auzi mașini, auzi chestii. Nu cred că autopeu să vină cu mașini. Eu cel puțin acum n-aș mai lua mașina chiar dacă o avem. Bă, boss, eu am văzut streamer din aia care se duc cu tupeu din ăla nesimțit cu mașina. Știu, dar noi n-avem tupeu. Contra la 3 oameni sau 4 oameni, bă, și bat. Eu nu pot să înțeleg, mă, cum trag ea. Și tot la limită se ascund, își dau medkit, își dau... Bă, fii atent, pont. După ce se apropie și tot, dă-ți un medkit, că și așa avem destul, oricum nu o să le folosim. Ce știi? Că ține destul de mult medkit-ul. Uite că poți să-l... Nu-l da. Fac. Acum poate nu-l... Nu știa mișcă-te mai mult. Da, știu. Era să pierd un medkit. Și acum pierdem meciul din cauza asta. No, bun. Acum începe distracția. Gas is spreading. Deci e clar. Păi acum cred că asta e ultima zonă. Nu cred că o să se facă mai mică. No, mai e una mai mică. Da? Da. Un cerculeț foarte mic care sigur nu o să mai fie pe noi. N-avem atâta noroc. Să vedem. Vine Găzău. Din nord e ok. S-a zis că se apropie un pic. Da. O să vină din vest mult. Deci toată lumea o să vină din vest. Da. Noi suntem la limita din dreapta. Da, mă, dar e ciudat că nu se iau de zgomot deloc. Toată lumea e pe șobolan style. Toți vor să câștige, mă. Adevărul e că dacă ajungi atât de departe, parcă... Hai, gata, hai să nu mai povestim atât. Mamă, direct. Mare glons, ce s-a auzit. Să ne gândim că mai sunt 6 oameni. Da. Deci chiar avem deci din nou, de acolo nu mai pot să vin, că nu cred că vin cu gazul. Ia să vedem unde s-a pus. Hai să vedem. Sunt direct opus de noi. Deci stai un pic. Dacă mai așteptăm un pic. Nord-est. Noi cum ar trebui să mergem? Sud? Doar vest. Atâta. Nord-sud, vest. Sud-vest, mă, cred. Vest, mă. Eventual vest, sud-vest. Dar mai bine vest. Să fim undeva la limită, nu în mijloc. Când mai sunt 30 de secunde, atunci pornim. Doamne ajută. Și dai și medkit atunci când pornim. Da, să mai moară din ei, Doamne ajută. Doamne, muriți toți. Nu, vă rupe nimeni gazul. Am emoții, jur, nici la bug n-am avut atâtea emoții. Și acum am murit în direct, jur, să nu fie un... Doamne, mă rog, mai mult să nu fie un fail din ăla. Măcar să luăm pe unul cu noi. De pe ce buton dădeai medkit? De pe E. De pe Q dai bandaj. 60 secunde. Vezi că tu conduci, eu vin după tine, că deja am emoții. Deci vezi, exact încolo, deci dai seama că toți ar trebui să ne vadă. Când mai sunt 40 secunde, îți dai și medkit și bandaj. Că ai timp de amândouă. Și după aia plecăm. Dă-ți acum bandajul. Am dat medkit-ul. Și medkit-ul, las, că bine. Dar bandajul nu merită, că până coborâm de aici se duce în aer. Știu, da, na. Hai, dă-i. Hai. Ai grijă să nu cazi de pe bloc. Încerc. Luăm mașina sau mergem pe jos? Mergem pe jos. Ai grijă că poate-s peste... Bă, pe unde mergem? Est? De ce mergeți? Stai că nu mai îmi dau seama unde sunt. Vest, sud, morți, măsii. Hai pe... fuck. Vezi că așa mergi numai vest și... Direct... Păi nu putem ocoli, că n-avem timp. Nu, hai, dă-i. Mă, nu vreau să mă omoare gazul meu, bine, mă omoară cineva. Mamă, dar știi că acum ai, mamă. Să-mi zici dacă vezi ceva, am emoții. Vai, drop aici. Va? Nu știu cam cât de bine sau de rău suntem deja, că gazul e aproape în toate direcțiile. Dar nu stăm bine, ești boss. Dar unde să stăm? Hai cu mine. E ceva, putem intra pe aici? Da, aici. Vezi că aici e lootat tot. Mamă, ascunde-te! Uite aici o cameră mai mare. Dar suntem bine oare dacă... Hai să stăm aici. Păi nu știu, stai să vedem. Ține ușa aia, eu țin ușa asta. Cu shotgun. Da. Bă, dar o ții, bă, să nu vine să mă moare direct. Bă, nu mai sări futus copilul. Păi trebuie să stau, nu că... Vezi că pe tine te vede și... Bine. Păi atunci ține tu ușa aia la altă și o ține-o pe asta. Bine. Uite și asta.
Vai. Suntem bine, nu pot să crește, mai e o zonă. Și tot, uai ce m-am speriat, deci nu mai pot, am văzut capul, m-am căcat pe mine, efectiv. Păi că nu mai pot, frate. Uai ce emoții am, hai să nu mai vorbim. Era să trag în tine. Hai să nu mai vorbim, taci. Deci tu ții ușa aia, da? Dar sigur o mor, nu cred că l-o mor cu shotgun, nu mă, la distanță. Las că țin eu. Hai să ținem așa. Dar nu te băga atât de tare că te vede. Bag-te mai înunchi. A fi atent, dacă stai așa, eu pot să văd, bă. Stau așa lipit, cu, în direcția aia să nu se vadă arma prin perete și mă uit așa, țin apăsat pe alt. Știi? Dar mai aproape de ușă. Și văd afară. Eu nu pot. Sunt prea departe. Păi da, dar m-am cocotat aici. Dacă o să te pui aici, o să vezi. Ții altul și păi te... Păi da, dar mă vede și el pe mine acolo. Nu te vede. Tu-l vezi înaintea lui. Dar vezi să nu stai cu arma în perete, că o să ți se vadă prin perete și știe că cineva acolo. Degeaba tot nu văd. Nu? Dacă ți-ai apăsat pe alt, nu poți să dai? Nu, oh, e prea gros peretele, e prea... Bă, dar nu de pot fapt... să cred că suntem încă 8 oameni în cerculețul ăla. De fapt, stai că văd eu foarte bine, mă las că-ți dau eu pont, dacă e. Eu văd și gazul și de airdrop-ul de aici. Nu te mai mișca. Pe, trebuie să te țin un pic și pe tine. Că dacă vine de aici, te omoră de lent. Mamă, ce emoție am. Bă, dar unde-s toți, mă? În cerculețul ăla. Și ce, suntem bine aici, zici tu? Nu știu, dar merită să încercăm, nu? Și unde ar trebui să mergem dacă nu suntem bine? În nord, sud, vest, sud-est. Deci sud-est trebuie să băgăm maxim. Nu am nicio idee unde ar trebui să mergem. Deci dacă nu suntem bine, trebuie sud-est. Nord, sud, vest, da, sud-est. Vai, tică. Nu pot să cred că mai... N-a mai rămas 8 oameni pe bucățică atât de mică, cred că niciodată. Îmi tremură mâna, mă. hai să ne concentrăm. Mamă. O 7, 6. 6. Sunt aici, sunt pe strada la clădirea pe care stăm. Și gazul, aproape a venit tot gazul și noi încă n-am murit. Fii atent, îl văd pe unul din în clădirea din stânga noastră, nu a intrat încă la noi. Îți zic eu dacă intră. De aici nu văd nimic încă. Mamă, suntem bine aici, să-mi pac, nu vine să cred. Acum, îl văd în clădirea din stânga. Din dreapta se aude ceva, se aude din dreapta ceva. Adică la mine? Da. Nu, mamă. 5. Încă o zonă. Aici. Mamă, în nord trebuie să mergem dacă... Nu știu, rămâi aici, deci n-am mai rezistat atât de mult niciodată. La o vai, zonă atât de mică. Vai, că îmi tremură mâna, jur. 5 oameni, deci mai sunt 3 în afară de noi. Dă-ți medkit. Mai am numai 1. Mi-au dat bandaj. Aud din bandaj. Dreapta, mă. Îi ori deasupra, s-ar putea la etaj să fie unul, fii atent. Nu l-am are auzit. Etaj asta? N-are. Dar nu auzi în dreapta ceva. Nu n-au nimic. Fight. Oricum mai e ceva timp până vine gazul. Deci fii atent, trebuie să mergem în clădire în nord. Și cred că suntem bine dacă mergem în clădire cât de nord putem. Adică în fața ta, pe ușa ta. Păi mai putem merge 2 metri. Ia, taci. Se aud sunete, dar nu de oameni, nu-mi dau seama ce se aude. Taci, am emoții. Ca un vânt. Nu pot să cred că e atât de mică zona, nici nu se mai vede. Dar noi n-avem de unde să știm dacă suntem bine sau nu, mă. Ba da, trebuie să mergem nord. Acum nu mai știi, dar trebuie să mergem nord. Și mai putem încă în clădire să mergem un pic. Se transpira mâna. Și mie nu mai pot, mie îmi tremură. No. Clip direct, clip de 5 ore. Da, cu final, super. Da. Deja avem un loc foarte bun garantat, top 3. Hai mă să-l câștigăm. Vine gazul imediat. Da. Bă, măcar să luăm pe unul cu noi, dă-l morții lui și luăm locul 2, sigur. Deci dacă îl omorâm pe unul, luăm locul 2.
Nu, de fapt sau nu, să nu, neapărat, nu neapărat. Dar luăm garantat 3. Am auzit ceva, dar n-am idee ce. Uite, uai, că văd gazul în nord. Suntem perfect unde suntem. Marș. Eu văd gazul pe la... Stai. Uai, cum îmi bate în aftus. Șocul mătii. 3 oameni mai sunt pe lângă noi. Toți trebuie să fie aici. Vine gazul pe aici, pe nord. Deja au intrat gazul în clădire și s-a oprit. Știu. Îl văd. Deci pe direcția nu mai poate să vină. Hai să ținem numai ușa asta, că pe direcția nu mai poate să vină. Stai, că vine gazul pe noi, cred că. Nu mai vine. Hai către mine. Da. Nu te mișca. M-a luat. Cum să nu mă mișcă, m-a luat gazul. Bine, da, dă-ți bandaj. Vine gazul pe noi. Ieși. Nu, că nu mai vine. Ah. What? S-a schimbat? More than one survivor decrease. Ce-o scris că n-am apucat, n-am fost atent. S-a dus iară gazul și o să revină exact în aceeași poziție, nu te mai mișca? Asta am înțeles eu. Păi a fost destul de bine, exact acolo unde ești tu, era limita limitelor, la ușă. Uh-huh. Unde dracu-s restul, mă? I-am tot dat bandaje până m-am plictisit. Mamă, mai ești 5 minute. Fight. Dacă aici mai tai tu pe filmare, dacă mai stăm așa. Dacă prea mult, da. Asta nu e problemă. N-am mai ajuns până aici niciodată. Faci întrebări. Întotdeauna, când era zona destul de mare, era gata deja. Taci. Acum intră. Da. A intrat unul? Da. Pe unde? Prin... Vezi dacă... Pe la mine cred că se aude. L-am omorât. Hai că mai e unul aici. Omoară-l, te rog! L-am luat. Bine, ia, dă-ți viață, fă ceva. Câți o mai rămas? 2, tu cu încă unul. Da, dar nu mai am viață. Ia de la mine. Fai că nu pot să... Hai, fă liniște și încearcă să câștigi. Stai să iau ceva de pe jos, că n-am. Dar stai ascuns în pana mea. În colț acolo și dă-ți medkit, bandaje, tot. Eu nu mai am unde să mai stau. Păi nici să-l cauți nu-i bine. Păi știu, dar deja nu mai am unde să mai duc, că mă vede dacă mă mișc prea mult. Păi nu te mai mișca, rămâi acolo. Ia asta fac. Nu tot dau bandaje ca nebună, dar crește foarte greu. Stai. What? Ce? Ce se aude? Nu știu, se aude ceva, m-o speria de nu mai pot. Nu știu, rămâi acolo, morții tăi. Fai ce morții tăi. Cred că e deasupra noastră, era deasupra noastră ultimul. Deci cred că a fost un smoke. Ăsta cred că o dat cu un smoke după mine, sau n-am idee. Sau, da, o dat cu smoke-ul exact pe mine. Mai știe oare? Nu știu. O aruncat un smoke exact în mine. Stau în smoke acum. Dacă-l văd eu că vine prin cameră, îți pot să zic, eu încă văd. Deci dacă eu nu văd absolut nimic, văd doar cum. Nu, dar nu văd. De-aia. E pe aici pentru că l-aud. Bun, bine. E la tine, mă, nu-l vezi. Uai, m-a făcut prin smoke. Eu nu l-am văzut, efectiv a fost lângă mine tot timpul, cred că. Oricum ai dus un meci onorabil, ia să vedem, ne dă ceva? Your team placed... Locul 2, dar nimic. Deci se pare că nu mai sunt premii. Deci degeaba ne închinuim noi. Ce trist, oricum e șmecherul de tot. Tot meritul e al tău, ai bătut pe amândoi. Asta este, pe final acolo. N-a fost e bun locul 2. E bine. Oricum, mersi de vizionare și ne vedem în episodul următor. Sper să ajungem pe locul 1. Salut!